Și Laura Cosoi se va pregăti curând de botez, asta pentru că numără zilele până când va deveni mămică pentru a patra oară. Chiar dacă este pe ultima sută de metri cu venirea noului membru al familiei, Laura Cosoi este foarte activă. Sunt ok, sunt zile bune, sunt zile mai grele. Astăzi a fost o zi mai bună din punct de vedere fizic. Da. Adică nu chiar m-a dovedit așa de mult căldura cum s-a întâmplat poate în trecut, acum vreo săptămână, două. Cum e viața ta de gândit așa o pauză, o mică pauză așa de la televiziune? Am luat, că chiar astăzi am avut o filmare. Da, am avut și filmare și am avut... Lucrez la un proiect, pun voci pentru un film de desen animat și am niște zile de înregistrări, așa că încă sunt în activitate, aș putea spune. Vedeta și soțul său recunosc că în ultima vreme se organizează mai greu când vine vorba de activitățile zilnice, însă au ajutoare de nădejde. Acum și el e foarte aglomerat, că așa e în perioada asta, așa încât sunt bunici alături de noi. Vin și eu. Adică sunt bunici alături de voi în perioada asta. Da, sunt acum câteva zile, stau cu noi și acum, drept urmare, copiii sunt culcați de bunicilor, nu de noi. Are fetițele să vină bebelușii pe lume? Da, sunt foarte dulci și în continuu stau și mângâie burtica și îl pupă pe bebe și așteaptă și mă întreabă cât mai durează și da, sunt nerăbdătoare, ce-i drept. Laura Cosoi are deja multe planuri după ce va naște. Am filmări pentru vacanță de vedetă imediat în august. Deci cum am născut, sun ca să programez platou pentru filmări. O analiză a văzut.